PDL Timiș le recomandă românilor ca în 29 iulie să nu iasă la vot. Constantin Ostaficiu crede că USL se pregătește să fraudeze alegerile. Totuși, referendumul va fi fraudat în alte zone ale țării, crede Ostaficiu, și nu în Timiș. Acesta declara că îi cunoaște pe liderii USL din județ și nu se așteaptă ca aceștia să fure voturi. Nu dorim nimic altceva decât să ne exprimăm acel drept al nostru de a nu merge la vot. Este un drept pe care l-am dobândit, este un drept al fiecărui cetățean și cerem, de fapt cerem, suntem cei care recomandăm celor din PDL, reprezentanților noștri, celor nu numai și numai întregii populației din România, să nu participe la această mascaradă, să nu legitimeze o astfel de mascaradă, pentru că până la urmă noi nu discutăm de persoana Traian Băsescu aici. Aici discutăm de o instituție a statului, discutăm de o instituție președinția României. Acum 2 ani jumate am votat un președinte pentru un mandat de 5 ani. Nu putem să schimbăm un președinte numai după bunul plac al fiecăruia. Președintele, conform Constituției, este suspendat dacă a încălcat grav Constituția. Ei, nimeni n-a reușit să găsească o încălcare gravă a Constituției din partea domnului Traian Băsescu. Useliștii timișeni, în schimb, îi îndeamnă pe români să meargă la vot. Partidul Democrat Liberal demonstrează zilele acestea că se teme de cetățeni, de votul popular liber exprimat. În calitate de președinte al PSD Timiș și copreședinte al USL la nivel județean, lansez un apel către timișeni privind participarea la vot. PDL nu poate confunda electoratul cu propriul grup parlamentar, căreia i se ordona de la Cotroceni sau Palatul Victoria să boicoteze lucrările legislativului sau să ocupe cu titlu obligatoriu băncile din Senat sau Camera Deputaților. Tot acest angrenaj de propagandă pus în scenă de PDL ne indică foarte clar faptul că Traian Băsescu se teme de confruntarea cu cetățenii. Semnează Titu Bojin.